Oamenii caută propria validare. Dacă tu ai deja o idee în cap, tu vei asculta doar acele, sau îți vei lua doar acele informații care îți validează ție propria idee, bias-ul pe care l-ai. Poți să accept ideea că o locuință personală nu e o investiție, dar pe de altă parte, care e cea mai mare investiție a noastră? Păi noi suntem, noi înșine, pentru că noi producem cei mai mulți bani. Noi producem mai mult decât un apartament sau o acțiune la Apple sau la cine știe ce companie. Și atunci eu, dacă mă simt confortabil să știu că am propria mea locuință, că așa îmi dorm eu bine noaptea și mă simt bine, păi ia-ți băi nene locuința aia, indiferent că poate acum dai un pic mai mult pe ea sau mai puțin, nu contează, pentru că în viitor vei fi mult mai concentrat pe a produce mult mai mulți bani, tocmai pentru că ai confortul necesar. Salut și bine te-am găsit! Dacă ești nou pe canalul nostru, sunt Daniel Tudor și aici prezint informații relevante despre piața imobiliară, construcții noi și vânzarea acestora. Și astăzi, într-o ediție specială, i-am invitat pe Bogdan Dinu de la Căruța Coban. Bogdan, bine ai venit! Mersi, sau l-ai invitat pe domnul Căruța Coban, care, mă rog, mai e știut așa pe internet și ca Bogdan Dinu. Corect, așa este. Și pe, nu pot să spun acum domnul Știința Baianor, că spun și o să zic. Și Valentin Edercu de la Știința Baianor, cunoscut pentru platforma asta de educație financiară. Mulțumesc, Daniel, pentru invitație. Și bună ziua, cred că ziua transmitem. Bună ziua tuturor celor da, care vorbesc. Da, că e zi până târziu acum. Da, da, da. Până la 10 noaptea. Azi avem o ediție specială. De ce? Pentru că este prima în format de 3. Da? Câți? Câte? Tu nu știi bancul. Da, ești din bine 30 ani, n-ai de să știi. Și vom vorbi despre, spune, zona de investiții, nu neapărat imobiliar, ci în general, educație financiară în general și mai departe, particular, țintit pe imobiliar, dacă sunteți de acord. Avem și o structură, nu neapărat o să o păstrăm cap-coadă, eu cred că trebuie să fim relaxați, că sunt convins că o să vină singure subiecte, dar înainte de a intra, vă subliniez că sunt deja 3 ani de Căruța cu bani, zic bine, Bogdan, sau urmează să faci? Nici nu mă știu, da, cred că 3 ani și ceva, da. Da, 3 ani și ceva și la tine sunt 6. M-am documentat. Tocmai am împlinit 6 ani. Am văzut și articolul, da. Fericite. Mulțumesc. Da. By the way, Bogdan, deci pe tine dacă nu scut înainte și că deși am de Valentin înainte. Adică eu la tine am ajuns prin Valentin. Am înțeles, perfect, super. Da, chiar citeam articolele tale, nu cu mult timp. Noi ne știm ca de vreun an jumate așa, cred că am de vreo 2 ani și ceva mă uitam la articolele tale și așa am ajuns la un moment dat scria în semnătură Căruța cu bani. Păi, dar de unde a apărut Căruța asta cu bani? Și așa am ajuns la Bogdan și mai departe ne-a făcut conexiunea. A mai iau super, connecting people. Connecting like people. It. Da, exact. Cum a fost așa 6 ani la tine și la tine te da, începe tu. Aș vedea perioada de 6 ani ca, mă rog, nu unitară, ci mai mult împărțită pe etape. A fost prima parte de 2 ani, cam din 2016 până prin 2018, în care a fost doar partea de blogging și de grup, adică cumva partea de start, în care am oferit cât de mult am putut eu la momentul respectiv. După care undeva de prin 2019 a început a doua parte, când proiectul a devenit ceva mult mai complex. A devenit un proiect care a început să livreze și cursuri în sală, mai la început, programe live pe Zoom, l-am cunoscut pe Bogdan tot în 2019, sau de fapt îl cunoșteam mai de mult, dar abia în 2019 i-am propus să facem primul curs de imobiliare, de investiții imobiliare, l-am făcut în 2019 în sală. Prima parte a fost de blogging, de amatorism, să zic așa, blogging, grup, ceva din pasiune, ceva ce făceam pe lângă jobul meu normal, de consultant fiscal, după care, începând din 2019 a început să devină un business, adică chiar un proiect care să-mi ocupe full-time, care să producă venituri, care să se dezvolte, să atragă parteneri și așa mai departe. Și astfel am reușit să ajungem la o comunitate de 64.000 de oameni pe Facebook, o comunitate unde n-am făcut rabat de la calitate. Încetă și foarte mulți ani și de regulă oamenii se uită mai mult pe termen scurt decât pe termen mediu și lung. E mai ușor să privească așa de fast earning decât să stea un hame la ceva care să fie cursă lungă. Și culmea este că totuși e destul de fast și așa cu muncă, economisire, investiții. Adică un termen de 6-7 ani, 10, mie mi se pare destul de fast.
și dacă îți faci un business și îl faci mare și foarte mare, până la urmă, nu, 2 ani, primii 2 ani, s-ar putea să nu faci nici măcar profit. După aia 3, 4, 5 ani, deja schimbi și nivelul de la small business, îl faci medium și așa mai departe. Da, și reușești poate în 6, 7, 8 ani. Așa e și pe drumul spre independența financiară. Știi, nu cred că e povestea. Cred că s-a promovat foarte mult în zona asta, numai care are și, gândește un pic, doar vreo 31 pic de ani de istorie capitalistă recentă. Ți-i concide asta, adică 7 ani. Și în mod real mai puțin chiar. Și în mod real chiar mai puțin. 90. Da, și atunci dacă împarți cei 70 ani până independență la cei 20 reali, păi cam jumate, adică e normal că oamenii să vrea mai repede să-și umple burțile. Plus că pe, prin presă s-au vehiculat tot timpul, știi, X s-a îmbogățit peste noapte, X are nu știu ce mașină, X are nu știu ce și uite cum a reușit, cum a dat norocul peste el. Norocul lui a vreo 10 ani ca să ajungă la el, știi, dar nu se mai vorbește de asta, se vorbește doar de ce s-a întâmplat atunci peste noapte. Și cred că e mai ușor să ajungă informația asta la oameni decât informația, uite, ăsta a muncit, a trudit, a economisit, a pus investițiile, în cât timp? În 70 ani? Oh, 70, ai zis 70? Recuperat, mă rog, ce-mi place, ce cred eu că am observat, pentru că știi cum e, fiecare are realitatea lui, până la urmă trăiește în bula lui. Îmi aduc aminte când eram mic copil sau adolescent sau poate chiar la facultate, primii ani când eram în România, mă uitam la televizor și erau promovate tot felul de persoane bogate la vremea aceea, care probabil și acum sunt bogate, dar bogate care veneau cumva dintr-o conjunctură, faptul că România a trecut de la un regim la altul și atunci cine a fost prins poate pe anumite poziții cheie au făcut bani, pentru că așa s-a întâmplat, dar nu neapărat pentru că au avut, să spunem, o cultură antreprenorială, nu pentru că au muncit neapărat foarte mult pe partea asta antreprenorială de generații sau de ani de zile. Ce observ acum este că se formează o nouă generație de antreprenori, culmea, în general, nu copiii celor care au fost multimilionari sau care poate încă sunt multimilionari, făcut, să spunem, din această tranziție de la comunism la capitalism, mă rog, ce capitalism era 90, e altă discuție, dar observ că sunt oameni complet noi și avem și unicorn, nu? Cum e UiPath sau alte companii mari care se dezvoltă foarte de nicăieri, am putea spune, în sensul în care n-au avut în spate o familie milionară care să-i ajute cumva. Deci da, cred că ne schimbăm cu siguranță și abia aștept, sincer, să văd următoarea decadă. Eu sunt convins că în următoarea decadă vom vedea din ce în ce mai mulți, ba chiar poate majoritari, aceste e Dedeman, nu? E fantastic cum au reușit de la un shop micuț să ajungă, nu știu dacă e cel mai mare pe domeniul lor, dar probabil că este cel mai mare. E fantastic, nu? Și cred că o să avem foarte multe astfel de cazuri în viitor. Da, deja s-a ridicat ștacheta, nu? Se simte asta. Adică tu vii după 10 ani de Belgia, nu? Practic. 11 ani. Chiar 11 ani. Și sunt convins că nu te-ai rupt total și pe aia te-ai întors pe 11 ani. Ai fost în permanență, ai venit și ai revenit, știi? Dar cred că tu, venind cumva din exterior de fiecare dată când reveneai, vedeai o schimbare în bine. Cu siguranță, chiar foarte multe și chiar mă mir pentru că atunci când vin în România și vorbesc în stânga-ndreapta, în general românii nu că neglijează, dar poate nu se uită atât de atent la cât am evoluat. Iarăși, dacă ne uităm în anii 90, când aveam salarii de 80 de dolari sau cât erau salariile atunci și cum trăiam atunci, mie nu vine să cred cum trăiam atunci și cum trăim acum. Păi nici nu aveam restaurante atunci, n-aveam, adică era un stil de viață destul de jos și greu. În trecut, singura noastră șansă în anii 90 a fost că majoritatea românilor aveau pe cineva la țară și mai luai un ou, o găină, un porc, un ceva. Puneai bulături, puneai... Exact. Zacuscă. Exact, da. Exact. Acum, ok, nu suntem cei mai bogați din Europa, dar facem parte din Uniunea Europeană și deși suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, suntem pe ultimul loc din top. Adică Uniunea Europeană e top. Scuze, cred că suntem pe penultimul loc. Bă, probabil. În anumite aspecte. Pe acolo, pe la coadă, dar de fapt suntem la coada topului, adică nu... Acum e întrebarea, știi, vrei să fii cel mai bun dintre categoria inferioară sau vrei să fii cel mai slab sau dintre cei mai slabi dintre aia care sunt sus? Eu aleg varianta 2, pentru că am șansa, dacă sunt grea buni, să învăț de la ei mai repede. Cum era, să nu fii cel mai deștept din cameră, nu? Ceva de genul ăsta. Da, dacă deja e ceva cel mai deștept din cameră, sigur trebuie să schimbi camera, știi? Noi am schimbat-o în 2007.
Și în 2007 suntem cei mai deștepți din cameră. Și cameră sunt... Exact, exact. Adică avem multe de, multe de prins. Am terminat de curând biografia Angelei Merkel. Vă recomand, este eliberată recent, este scoasă recent. Și ea are o perspectivă foarte faină. Ea a trăit în Germania de Vest, după care cu părinții au prins un job în, în Germania de Est. Și contrar mersul de atunci, când lumea migra din Germania de Est către Germania de Vest, s-a dus în Germania de Est ca să profeseze acolo. Și la scurt timp s-a închis și s-a făcut zidul Berlinului. Și are perspectiva lipsurilor de atunci cu perspectiva bogăției care este acum în Europa, în special Germania care a fost refăcută. Și povestea este fantastică de cum, cum merge la discrepanța asta și cum a reușit să o ajute de fapt disciplina și lipsurile să privească și să fie mai, mai atentă pe ceea ce este bine, să nu se uite la ceea ce este rău. E, România a uitat, cred că, lecția asta destul de repede. Adică noi în 70 de ani de capitalism... Cred că e vorba de uitat. Ea a avut un mare avantaj, faptul că a văzut ambele lumi. Și de fapt asta se întâmplă și la noi acum. Aduți aminte când în 2007 am intrat în European în 2008, se vorbea la televizor tot timpul de acei căpșunari, că vezi, domne, ne pleacă clasa cea mai de jos a oamenilor. Săraci oameni se duceau să muncească, să aducă bani, nu? Au urmat pe 2010-2011, au plecat mulți studenți în afară, iar de prin 2014-2015 au început să plece inclusiv profesioniști. E, de la căpșunarii ăia, cum erau numiți la TV în 2007, până la profesioniștii care au plecat de prin 2015 în masă, au început să vadă și cum e acolo, și cum e România, să înțeleagă cât de ușor e în România să faci business, pentru că ai oportunități, ai market cap liber, care, pe care poți să-l acaparezi, și acum, văzând ambele lumi și românii, încep să investească mai mult în România, încep să facă business-uri, încep să facă treabă. Merkel a avut noroc că a trăit în ambele lumi, da, în același exact timp cu toți. Dar vezi că și românii au trăit în ambele lumi, numai că generația care comunică mai mult în momentul de față este generația care a prins doar ultimii ani. Insuficient încât să vezi cum a fost atunci. Merkel adică a uitat anii 90. N-a avut timp să-i trăiască. Cei tineri, da. N-a avut timp. Cum suntem și noi, ne născut în 87. Eu totuși am fost... Tehnic n-am prins cu adevărat comunism. Eu am fost în partea de comunism, nici nu eram la școală. Da. Însă partea de anii 90 au fost anii copilăriei mele și țin minte și am imagini foarte sumbre de atunci, da? De cum alergau câinii maidanezi. Țin minte cât de multe gropi erau pe toate străzile. Și eu mă gândeam, mamă, zici că este groznic aici, cratere de război, și acum mă uit că nu prea mai sunt, adică, dar așa erau salariile. Nu erau foarte multe multinaționale, pentru că de ce ar fi venit dacă n-aveai o siguranță cu NATO, cu UE? Și erau 400 de euro, erau salariul bun în 2007-2008. Da. 400 de euro, wow! 500 de euro deja, wow! Și salariul mediu, știu că ne uităm pe cifrele astea tot timpul, era 330-150 de euro, ceva de genul ăsta. Da. Deci diferența este, discrepanța este imensă, dar oamenii uită repede, vezi, de ce spuneam. Adică pentru ei, suta de mii e, să zicem, un milestone, dacă vrei. Și dacă cu 100 de mii de euro acum 5 ani puteai să cumperi poate un 3 camere frumos într-o zonă bună a capitalei, acum nu mai poți să cumperi nici 2 camere într-o zonă bună a capitalei, trebuie să duci un pic mai spre zona periurbană și zic gata, piața bună. Este foarte sus, este o bulă. Dar nu se uită la cât se câștigă și câți bani sunt acum efectiv în economie. Pentru că nici nu dacă e până la urmă datoria lor să vadă lucrul ăsta, dar cumva dacă s-ar educa un pic sau dacă s-ar intra un pic mai în poveste, dacă s-ar uita pe căruța mai știința banilor, ar vedea că volumul de bani e cel care dă de fapt această, exact, această creștere. Vorbim de quantitative easing, da, și bani din elicopter, exact. Ei bine, euros s-au tot aruncat din elicopter. Da. În ultimii 10 ani. Și acum este o poziție în care... 2008. Da, și atunci a fost un val, dar acum a fost cel mai mare val, acum cu pandemia. Mai mare, da. E, și banii sunt undeva în cloud, cum zic eu. Ei nu sunt tot timpul în cloud. Va trebui puși în economie să meargă înainte și de multe ori sunt puși în active. Trebuie să spui în blockchain, în cloud. Mă rog, sunt mai de modă veche. Este un blockchain încărcat în cloud. Exact. Da, încărcat în cloud. AI. Banii stau acolo, așteaptă să vină. Tu-mi povestea de șoferul de Uber din Bruxelles care a zis că vine în România, că se prăbușește piața în toamnă? Nu, nu eu. E un prieten, povestea de un...
a testat în Bruxelles și l-a luat un șofer de Uber, paradoxal era român, da? Și vorbesc, schimbă câteva cuvinte, după care șoferul de Uber spune: eu oricum m-am hotărât, mă las de Uber. Și că interesant, și ce faci mai departe? Păi vin în România. Vin în România? Asta e bine, bravo, bravo. Aduci forță de muncă, capital uman, foarte bine. Dar ce vrei să faci în România? Păi am sunt niște bani și mă duc să cumpăr imobiliare la toamnă, că am auzit că se prăbușește piața. Îți iei bilet. Eu când am avut treaba asta, merg pe principiu. Cred că Rockefeller a spus și moară, nu? Da, Rockefeller. Că atunci când e sânge peste tot, atunci trebuie să vii să faci lucru, știi? Pe dată trebuie să fie sânge. Da, da, aici este opusul adevărului. Deci trebuie gândit un pic diferit. Dacă a început, cei care nu au cultură financiară sau de investiții să spună că vin la toamnă, adică peste fix 3 luni. 3 luni mai sunt, pardon. Poate nici la timp, cam 2 luni jumătate. Când explodează Dubaiul. Da. Când se prăbuște piața în 2 luni jumate și vor să cumpere deja. Adică eu din experiența mea, poate tu și mai bine, Lorenzo, și tu și mai bine, Bogdan, o piață prăbușește în decurs de 4-5 ani, adică vezi o cădere abruptă, nu în 2 luni jumate. Deci înseamnă că banii sunt acolo, stau să se investească, numai că așteaptă așa să se așeze un pic, știi? Depinde foarte mult. Oamenii, în general, se uită la informații trunchiate. Și uite, un exemplu de informație trunchiată pe care o văd peste tot este faptul că, ok, a crescut rata de dobândă, spunem, BNR-ul vine și spune, ok, cresc dobânda cu un procent, poate cât o crește. Și după aia ce se întâmplă? Păi, în mod evident, băncile urmează să crește roborul, crește whatever, mă rog, roborul ce e cu vechi, IRCC-ul. În fine, ideea este că pentru român, teoretic, devine o povară, nu-i așa, să-și mai iau un credit. Și atunci spui, păi, este logic ca în următoarele 3, 4, 5, 6 luni să cadă piața pentru că oamenii nu se mai pot împrumuta. Dar nu se uită să vadă, ok, câte achiziții se fac, de exemplu, cu credit. Și hai să comparăm puțin cu Europa, sau, știi, ca să-ți dai seama cam de magnitudine. Că, până la urmă, trebuie să te compari cu alții, să vezi cam ce s-a întâmplat, ce o să se întâmple, ce se întâmplă. Și când vezi că peste jumătate din toate tranzacțiile din România, chiar anul trecut, au fost făcute fără credit, când vezi că cel mai scump oraș din România are 50% anul trecut fără credit, le vezi și pe cartiere, că Clujul este singurul care publică pe cartier toate unitățile care s-au vândut, la cât s-au vândut și așa mai departe, parcă vezi cu alți ochi, numai că depinde de unde ți-ai informațiile. Și în momentul în care, din păcate, o mare masă de oameni este influențată negativ, sau nu negativ, dar influențată într-un sens care este departe de realitate, vor fi câțiva care vor profita, cei mai educați financiar, și ceilalți care vor pierde. Dar vor pierde doar pentru că nu au pus mâna pe studiu, atât. Deci contează de unde te informezi. Cred că este un principiu extrem de bun. Dacă îți iei locuință, stai puțin că nu prea te interesează lucruri exterioare, de genul e piața pe bulă, e pe minus, e pe trend, e pe nu știu ce. Tu vrei locuința, adică tu chiar vrei să sacrifici încă 2 ani de zile, să nu ai viața pe care tu ai putea să o permiți și care te împlinește. Vrei locuință, da? Ai copil, poate ți s-a născut sau ți se naște copilul sau vrei să faci un copil sau poate nu vrei, dar vrei să ai locuința ta, să nu te mai hăituiască nu știu cine, proprietar, că hai că vreau să vând apartamentul sau să îți cresc chiria sau nu știu ce. Deci vrei locuința ta, da? Păi atunci nu te uiți dacă e piața așa și așa, sus sau jos. Păi atunci te uiți, ok, ce-mi permit, ce-mi place, care sunt preferințele mele, câte, te gândești un pic în avans, ok, poate iau în loc de 2 camere, 3 camere, că poate măresc familia, sau 4 camere, da? Mă asigur că pot să mă finanțez la un preț ok, sau poate am deja banii, sau poate am o parte și restul blochez dobânda, poate pe termen de 5, 7, 8 ani, doar ca să fiu liniștit, că dacă cresc dobânzile nu mă afectează și îmi caut locuința pe care mi-o doresc. Aia e pentru nevoia ta. Ideea este că, într-adevăr, oamenii caută și asta e păcat. Și, de fapt, asta e confortabil. Oamenii caută propria validare. Dacă tu ai deja o idee în cap, tu vei asculta doar acele sau îți vei lua doar acele informații care îți validează ție propria idee, bias-ul pe care l-ai. Și un investitor ar trebui să fie complet detașat de bias și de emoții și ar trebui să se uite pragmatic, ok, obiectiv vorbind. Hai să ne uităm la date, la rații, nu știu, dacă vorbim de imobiliare, câte se vând cu credit, câte se vând fără credit, cât de aglomerate sunt locuințele în România, cât pleacă, apropo, că iarăși, nu?
în mass media vedem că pleacă 200 de mii de oameni din țară. Da, dar nu vedem că vin și 200 de mii în țară. Adică suntem ca pe la egalitate, pe la paritate. Nu vedem că pragul de non-UE în România se dublează de la an la an. Da? Ideea este că trebuie să ne uităm la date factuale astfel încât să luăm o decizie. Iar ca să revin la ideea de locuință personală, din perspectiva mea, ok, pot să accept ideea că o locuință personală nu e o investiție. Dar pe de altă parte, care cea mai mare investiție a noastră? Păi noi suntem, noi înșine. Pentru că noi producem cei mai mulți bani. Noi producem mai mult decât un apartament sau o acțiune la Apple sau la cine știe ce companie. Și atunci eu, dacă mă simt confortabil să știu că am propria mea locuință, că așa îmi dorm eu bine noaptea și mă simt bine, păi ia-ți măi nene locuința aia, indiferent că poate acum dai un pic mai mult pe ea sau mai puțin, nu contează, pentru că în viitor vei fi mult mai concentrat pe a produce mult mai mulți bani, tocmai pentru că ai confortul necesar. Psihic, psihologic, whatever, cum vrei să-l numești. Da. Eu totuși merg pe premisa, și știi că am spus-o și în curs la un moment dat, că poți trata și locuința personală tot ca pe o investiție, mergând pe următorul model, care este valabil în vest foarte mult. În orice buget personal, ai un cost de locuire. Exact. Nu contează că stai în chirie sau că nu stai în chirie. Ai un cost de locuire, da. În momentul în care tu te muți în locuința ta personală, da, hai să luăm invers, dacă ești în chirie, e clar care e costul. Este chiria plus întreținere plus costul de housing, da, household. Când te muți în propria locuință, practic tu nu mai ai acele costuri, totuși tu trebuie să-ți pui în continuare în bugetul tău un cost de locuire pe care ți-l plătești tot ție. E ca și cum ți-ai plătit un venit pasiv. Da, este ca și cum ai avea un venit pasiv al tău, ți-ai închiria ție și bașca când plătești taxe la bani. Mă rog, este... Da. Which is very important. Da. Este o chirie pe care tu ți-o plătești. Uite, și în modelul acela de portfolio manager pe care l-am pus în cursul de nivel 2, i-am pus și locuința personală în care îți plătești o chirie. Da, ideea e în felul următor. De exemplu, am făcut chiar o serie de articole pe tema asta. De fapt, și cu tema asta am început blogul. O serie de articole în care analizez cum e mai bine să stai cu chirie sau fără chirie. Și evident, în momentul în care ai ales varianta fără chirie, adică să-ți cumperi propriul apartament, câștigi chiria. Aia o câștigi, logic. Numai că câștigi chiria, câștigi aprecierea locuinței. Exact. Pe care nu o câștigi deloc în momentul în care stai cu chirie, că nu e a ta. Ok? Și aprecierea poate să fie chiar mai mare decât chiria și în general e mai mare decât chiria. Pentru că se aplică... Scuze-mă, cred că în SUA home aprecierea caselor pe ultimii 20 de ani a fost de 40 ceva la 100 pe an, în medie. Ceva de gen. Adică cam cât chiria. Da. Chiria deci e mai jos randamentul în US. E mai jos. Că e undeva la 2-3%. Depinde de oraș, de zonă, dar în fine, ideea este că am luat cele două variante, sunt mai multe articole pentru că n-ai cum să calculezi într-un singur articol și am calculat cât este mai bine, cât timp ca și perioadă este mai bine să stai în chirie, respectiv când este bine să-ți cumperi un apartament. Și calculele pe București, cel puțin cum le-am făcut la vremea aceea, erau în felul următor. Dacă tu îți cumperi propriul apartament astăzi însemnând oricând, istoric vorbind, da, ești mai avantajat să stai în locuința ta personală față de a investi acei bani pe care i-ai dat inițial avans pe bursă, de exemplu, da? Dar atât timp cât nu schimbi apartamentul în 7 ani de zile. Adică să stai minimum 7 ani de zile. Dacă tu cumperi acum un apartament și stai 3 ani și vrei 3 camere în loc de 2 camere, mai bine să stai în chirie, ok? Decât să faci acel switch. Da? Dar atât timp cât stai peste 7 ani de zile într-un apartament sau casă sau ce ai luat tu, ești mai avantajat for life. Okay? Din câștigul de capital, din câștigul, exact, și din faptul că nu mai plătești chirie. Noi nu mai suntem acele ființe nomade. Noi am fost ființe nomade până la un punct în evoluția noastră, dar noi cum suntem ființe care au nevoie de un loc ca să poată să gândească, pentru că am început să folosim, din nefericire, din punctul de vedere, mai puțin corpul și mai mult mintea, multe dintre economii și industrie, și atunci ca să poți să folosești mintea, trebuie să folosești marele ai nevoie de stabilitate marele avantaj anume focusul. Mm-hmm. Ca să poți să ai focus, ai nevoie de stabilitate în spate și de asta este nevoie să ai adăpostul, un acoperiș care să-ți asigură, de ce spuneai tu mai devreme, acel confort. Dacă ai nevoie baza de confort, operațiuni. Acea bază de operațiuni, dacă tu ai nevoie de confort, mi se pare aberant să-l asculti pe șoferul de Uber. N-am nimica cu Uber, by the way, chiar sunt fidel Uber. Dar să-l asculti pe șoferul de Uber care el are date financiare care numai el le are, mi se pare o prostie.
real. Adică, când am auzit povestea, mi s-a părut funny, în același timp și... Dar asta e o poveste actuală. Uite, o să vedem. Dar chiar sunt curios dacă o să am dreptate sau nu. Este irrelevant dacă o să am sau nu, dar rămâne pe... În etern, ce zic acum. În cloud. Rămâne în etern. Pe blockchain, în cloud, băgat de AI. Ideea este că, uite, ce se discută astăzi peste tot în imobiliare, Dubai. Deci, absolut, toată lumea este expertă în Dubai astăzi și toată lumea investește în Dubai sau, mă rog, încearcă să-i convingă pe toată lumea sau pe altă toată lumea să investească în Dubai. Uite, eu sunt curios cum o să fie în următoarele luni, ani de zile, în special că nu știu cât s-a uitat în Dubai să vadă, uite, un singur element îți spun. Știi că s-a construit un bloc interesant, o clădire de birouri interesant, așa pe malul unei ape, în fine, cum se numea, Burj Khalifa? Era Burj Al Arab prim. Burj Al Arab, mm-hmm. Da? E, cine se mai duce astăzi în Dubai să viziteze acea, nu se duce acum toată lumea la cealaltă, cum se cheamă, Burj Khalifa. Când te duci în Dubai acum, unde te duci? Nici nu mai știi de Burj Al Arab. Te duci în Burj Khalifa, că aia e. E, în Dubai asta se întâmplă. Tu ai un element, da? Ai un bloc sau un complex rezidențial fantastic, numai că acolo orgolile sunt atât de mari pentru miliardarii de acolo, pentru șeice sau cum se cheamă ei, încât la 2 ani vine unul și îl pune lângă un alt proiect și mai senzațional. Și în mod ironic, ăla de acum 2 ani practic nu mai valorează mare lucru, pentru că acum toată lumea vrea să se ducă la cel nou, că e mai mișto și mai aurit și mai șmecher și mai nu știu ce. Deci e o piață foarte atipică în Dubai. Nu știu cât știu, de exemplu, acest lucru. E un element simplu, da? E doar un element. Deci, uite, ca să revin la ce ai spus tu cu taximetristul din Bruxelles pentru România, ți-am dat eu un exemplu astăzi, actual Dubai. Și uite, să vedem, să ne uităm la 2 ani distanță la acest video, să vedem ce s-a întâmplat. Acum o să luăm puțin hate, dar e ok, și eu m-a provocat Bogdan și eu sunt în sentimentul lui și eu văd Dubai în vârful perioadei explozie a ciclului. Nu știu dacă neapărat în vârf, în whatever, ideea este că e o piață foarte atipică pentru piața imobiliară în general, pentru că acolo sunt foarte mult, este, eu știu de Dubai din facultate, de când studiam arhitectură, de atunci, bine, nu știam noi că eram în construcții, nu știau atunci românii sau așa, se numea Dubaiul de atunci The Playground of the Architects. De ce? Pentru că sunt acei șeici care bagă sume absolut aberante doar pentru a fi, eu am cea mai șmecheră clădire, eu am cel mai șmecher proiect. Și atunci normal că piața e complet diferită. Pentru că vin orgolioși care vor să aibă cel mai mișto apartament, cel mai mișto birou, cel mai, cel mai. Și cel mai, cel mai nu e decât 1-2 ani. Da, da. E short term, nu e de durat. Da. Da. Și atunci construiești practic o bulă pe o bază care nu e solidă. Nu are un fundament. Deci mare grijă. Suntem la sentimentul tău, acum să vedem. Noi nu sperăm să avem dreptate. Dar nu, sper toată lumea să facă mulți bani, să facă bani, să prospereze, să reinvestească în România după aia. Banii se întoarcă la sursă, adică aici. Da, da, exact. Sunt oportunități pe, cu siguranță, pe antreprenoriat. Da, antreprenoriat, dar sunt și pe investiții. Și pe BRV-ul merge foarte bine, imobiliarele, tu știi că în cursul nostru am surprins câteva oportunități imense, care sunt acest moment și care sunt acolo. Na, doar dacă stai un pic să le pui într-un Excel îți dai seama, nici măcar nu trebuie să știi foarte multă matematică, dar e o lipsă de cunoaștere. E know-how, că dacă Valentin spune, mamă, pe bursa din România sunt 3-4 companii care, băi, cel puțin din punct de vedere al evaluării arată bine, ok, pentru el e logic, pentru că are know-how, dar pentru o persoană care nu știe, vorbești avioane, adică același lucru și pe imobiliare. Dacă o persoană doar cumpără și închiriază long term, aia e tot ce știe. Și nu-și poate imagina că ai putea să faci bani din imobiliare altfel. E fel. Da, sunt și pe BVB, sunt câteva companii atât de frumoase și superbe și la evaluări și la business, și, deci ceva incredibil. Mai ales după ultimele corecții, plus și pe indicele BET. Dacă te-ai uitat pe bursa pe indicele BET, e la câteva minus câteva procente. Da. Nu știu, 5-6, ceva de genul ăsta, față de minus 22 cât e cea din SUA. Și suma asta de minus, mă rog, minusul ăsta vine de la companiile de tip growth din indicele B, de la MedLife, de la TerraPlus și alte câteva. Deci era o modalitate bună și ușor de anticipat
de a identifica cele companii din niciele B de energie și de petrol care vor face o grămadă de bani. Și nu erau nu era mare rocket science să le anticipezi și să le găsești încă de anul trecut de mult. Asta este avantajul pieței din România, că sunt oportunități care țipă la tine și evident și culmea e că de obicei nu se întâmplă ceva neprevăzut care schimbă acea oportunitate. Adică oportunitățile țipă la tine, le iei și chiar îți livrează. Da. Și de multe ori se întâmplă chestia asta în România și sunt convins că și pe imobiliare, cred că și pe imobiliare este la fel. Da. Care este avantajul la imobiliare față de bursă? Și din nou, eu investesc și pe bursă și nu încerc să fiu părtinitor, deși na, în mod obiectiv e clar că sunt în imobiliare, dar ca o să văd totuși... Și eu sunt părtinitor pe bursă, că acolo este facem majoritatea... Mie îmi plac ambele, am început într-adevăr cu 100% imobiliare, dar acum merg chiar spre 60% imobiliare, adică în ultimii ani am băgat în bursă la greu. Mie îmi place orice produce randament, sincer. Adică nu-mi pasă că se cheamă cripto, că se cheamă bursă, că se cheamă imobiliare, că se cheamă peer-to-peer. Le analizez și dacă e bun, dacă investesc. Dacă are sens, mă bag. Dacă nu, nu. Da. E simplu. Deci am spus că e un avantaj. Ai știut tema cartea lui Ray Dalio? Principii pentru o lume în schimbare. Principles for dealing with the changing world order. N-a apărut încă în România. Pentru cine a antrenat bine o carte de 600 de pagini, într-adevăr, așa este, chiar e foarte mare. Și am înțeles că e și complex. Este complexă, grafice. Dar nu este pe cât de complexă și te obișnuit să-l auzi pe Ray Dalio. Dacă te uiți la alte materiale lui, când vorbește despre geopolitică combinată cu economie și mai departe, în care folosește mulți termeni și multe grafice mai complexe, cartea asta nou scrisă, de-aia începe și cu Principles, este pentru everybody. Mm-hmm. Într-adevăr, îți trebuie o bază de educație financiară ca să poți să o duci, dar e... Ușor de trecut bine. Adică odată ce ți-ai propus și odată ce vezi... Eu nici mi-am propus asta. Eu mi-am propus spune, pentru că... nu i-a venit rândul, să zic așa. Deci am vrut să mă întorc la ea, pentru că începe în primele, cred că, pagini, cu următoarea frază. Toată lumea se uită la câștigurile fiecărei burse în parte, în speță, vorbeam de BVB, și spune, interesant să investești pe această bursă, da. Dar nu se uită la cât de hard, explic mai ce înseamnă hard, este moneda în care acea bursă este denominată. Uh-huh. Sunt două monede clare, reserve currency la nivel mondial, ca și mai apreciat, și anume dolarul și euro, da? BVB-ul este în lei. Mă rog, n-aș spune, teoretic definiția și la ce face și referire el, pentru că știu că lucrez în domeniu, dar mă rog, a spus-o pentru toată lumea, cum spui tu, el face referire de fapt subtil la hard currency și soft currency. Și hard currency nu e doar dolarul și euro. Nu, principal, euro. Principal. Păi nu, nici măcar. De exemplu, CHF-ul, cum l-ai... CHF-ul este în top 5. Mă refer ca procent în volumul de bani tradiționat dintre okay. țări. Da. Okay. Dolarul este primul și apoi este euro. Iarăși, ca rezerve naționale. Cred că e reserve currency, cât din rezervele naționale exact. Sunt ținute în dolari. Uite, de exemplu, China. Deci te referi strict la volum. Deci te referi strict la volum. La volumul de bani tradiționat dintre țări sau în câte se ține. Comerț. Și comerțul internațional, cum se face. Trading și saving-uri. Deci avem dolarul 60%, ceva după de genul. După euro 20%. Euro 20%. Da, și restul, diferența de 20%, adică inclusiv CHF, cum spui tu, care și ea în top 5, lire, dacă nu mă înșel. Lire sterline și... Lira cred că nu mai este. Nu mai este nu și mai este. Ienul da. Ar mai fi... Ien este următorul după euro și mai este yuanul. Yuanul mai jos un care este mai jos un pic, și da. În curând rubla. Totuși, să sperăm că nu. Tibetă, bă, cred că nici nu pune în top Daliu, mă rog. Ce am să spun este că ne uităm, ok, an de an BVB o aduce acest randament X%, a fost an și cu 40-45 pe indicele BET, dar nu iau un calcul de valorizarea monedei, da? Și cum noi acum vorbim de o inflație care e destul de măricică, contează. În acest context, evident că dolarul câștigă pentru că s-a poziționat bine, dar nici euro... Dobânzi în creștere. Da, exact. Nici euro nu este rău poziționat. Și acum mă întorc la imobiliare. În România avem acest avantaj că sunt denominate în euro.
Nu știu cum s-a ajuns la asta, pentru că Polonia și Cehia, de exemplu, nu sunt așa. Da, da, da. Polonia este în E un dezavantaj maxim pentru români să fie în euro. Pentru investitori e un avantaj. E bine, exact. Și chiriile sunt în euro. Până și chiriile sunt în euro. Nu numai, până și, vezi că s-a dat o lege, nu? De mulți ani avem acea lege că business to business sau business to consumer nu ai voie să vinzi în altă monedă decât ron. Corect? Deci dacă tu cumperi de la o companie ceva... Mai puțin. Mai puțin turismul. Turismul și comerțul internațional. Și atunci, de exemplu, vrei să-ți cumperi o mașină. Dacia produsă 100% în România, totul în române. Euro. Dacă te duci pe site, euro și dai ron, dai în ron, dai echivalent euro și mai e și transformat și de la o banca, de la banca X. Da, de la banca X. 1-2% exact. Abonamentele de telefonie, infrastructură toată românească, turnuri, antene, totul românesc, până și abonamentul ăla de 10 lei sau cât e de fapt convertit din euro. Incredibil. Da? În Polonia nu există așa ceva și s-ar răzvrăti aia de... În România, cumva, din păcate, pentru români. Da? Da, dar vezi că asta aici pare că e din păcate, dar aici rezidă și o mare oportunitate. Nu. Din nou mă întorc la românii care stau un pic deoparte și zic că mai stau... Eu nu consider că asta e oportunitate. Într-adevăr, eu ca investitor am profitat la maxim și recunosc. Dar nu e ok. Pentru că până la urmă țara de-a întregul trebuie să prospere cu o anumită viteză, nu doar 3-4 investitori să prospere. Nu mi se pare în okay. mod cert, dar uite-te totuși la un orizont mediu în care noi trebuie să aderăm la euro. Aderarea României la euro eu văd mai facilă decât a Poloniei și a Cehiei din punctul de vedere. Pentru că noi deja suntem cam învățați, știi cum era vorba aia, poate tu ai prins-o sau n-ai prins-o. Ce face română când nu are bani? Schimbă mai schimbă 100 de euro. Acum schimbă garsoniera. Acum schimbă mie. Ce mă gândesc e că stabilitatea ronului față de euro este oarecum surprinzătoare pentru mine. Și nu de azi de ieri, ci de foarte mult timp, de peste 10 ani. Dacă te uiți, euro s-a apreciat față de ron cu 1% pe an în medie. Da. E foarte puțin. Și acum avem același curs de 4,94 de cât? 6 luni, un an? Cred că e mai mult de un an. Nu știu, de vreun an. Și asta mă gândesc că nu știu cât de poate ronul, nu știu cât de... Nu știu dacă e așa de valoros totuși să nu se miște el deloc, ai deficite, ai o inflație foarte mare, să nu se miște el deloc față de euro. Adică mie că e cumva ținut cam sus. Am mai dat suveniu, șocuri și mai mari. În anii 90... Bine, în 90 avem inflație 250%. Da, așa, uite, în 2008... Nu mai prindem euro, perioadele alea. Știi că s-a apreciat euro față de ron în 2008? În atunci a trecut de la 3,3 la 4,1 sau ceva genul ăsta, nu? Ce, da, dar nu a trecut direct de la 3,3 la 4. Mi se pare că era 3,6 și s-a dus da, la 4. Da, în 2 ani a ajuns la 4. Da. E, ideea e că șocul ăla din 2008 a însemnat 8% pierdere de valoare, dacă mi-am gândit bine. În anul respectiv. Anul respectiv. Okay. Și după aia mai puțin anul viitor, nu știu, 3-4%. Și după anul 2008, dacă e 2009 și până astăzi, media e de 1,5% de valorizare. Deci, da, are dreptate Reidaliu cu hard currency și soft currency și are foarte mare dreptate că the rich people hold their money in hard currency. Corect. Da, nu în monedele locale. Dar, pe de altă parte, banii se câștigă acolo unde sunt randamentele. Exact, da. Adică eu prefer să câștig la BVB 15%, da, și să pierd 2% față de euro. Când în euro poate aș putea să câștig 6%. Banii se duc acolo unde și mai contează și cât cunoști piața. Dacă tu știi că trăiești în mediul respectiv și o poți simți mai bine, o trăiești, folosești produsele respective, normal că poți să te duci. Eu, de exemplu, am ales să nu investesc în, mă rog, am o investiție, am pe BVB, o știe Valentin, sau mă rog, va fi pe BVB la un moment dat. Ideea este că... scurt timp. Da, scurt timp. Ideea este că nu am ales să investesc pe BVB, pentru că mai contează și proporția din avere pe care o ai pe o anumită piață, mai mică. România e o piață mică. Eu, de exemplu, având foarte multe imobiliare, am zis, băi, știi cum e, până la urmă sunt expus pe piață, am îndeajuns în România. Dacă n-aș fi avut, cu siguranță aș fi intrat pe BVB în România ca să am o anumită expunere. Da? Deci mai contează și puțin proporțional din net worth-ul tău, corect, cât ești pe... Exact, aceeași situație este și la mine, doar că
eu scot randamente mult mai bune la BVB, doar că de acolo mai și scot, adică scot... Să setezi niște cadre foarte bine delimitate. Exact. Nu? Și care să mai aibă sens pentru tine. Îți pare o idee foarte valoroasă. Cred că dacă am face podcastul doar cu ideea asta, e suficient. Aici. Îmi aduc aminte, prima dată când am auzit de IPS, a fost într-o bancă din Liechtenstein. Am mers într-o bancă în Liechtenstein și vorbim acolo cu cei de la banca respectivă. Face private banking 100%, nu face altceva. Și am văzut care e procesul lor în momentul în care vine un multimilionar, că îi acceptă clienți care au peste 10 milioane de CHF sau echivalent de investit. Și primul lucru, mă rog, după AML, adică Anti-Money Laundering și Know Your Client, să vadă dacă banii sunt ok, este partea de IPS. Și e foarte interesant, pentru că acolo am văzut, într-adevăr, cum spune Valentin, practic le oferea o structură ca să fie, până la urmă, atât risk management, cât și să meet the expectation, până la urmă, pentru că fiecare are un obiectiv. Tu vrei să obții ceva, că nu investești doar ca să înmulțești banii. Tu investești ca să ai, într-adevăr, mai mulți bani, dar pentru ceva anume, pentru stilul tău de viață, pentru pensionare timpurie, pentru independență financiară, pentru whatever makes you tick. Pentru un legacy. Pentru legacy, pentru fiecare are un obiectiv. Dar trebuie să știi că dacă tu nu ai trecut printr-un IPS, care, apropo, IPS vine de la Investor Policy Statement, da? Deci un plan personal de investiții, nu prea poți să investești eficient. E ca și cum vrei să te duci la Ploiești, dar nu știi drumul și o iei întâmplător. Pe, da, nu știu, te duci în sud și te duci că te duci la Ploiești din București, să zicem. Deci, da, e foarte, foarte important IPS-ul. Eu întotdeauna zic în webinarii, pe blog, niciun investitor nu ar trebui să înceapă să investească fără IPS. E și nevoia de senzațional. Vrei să știi că, mamă, vine o criză, vine ceva palpitant, vine și atunci o accepți foarte ușor și se propagă. E un grafic foarte, cred că sunt mai multe de fapt, dar știi sigur, Valentin, că l-am mai arătat prin webinarii, un grafic în care se anunță dita mai criza și nu de Neica nimeni, de JP Morgan, de Deutsche Bank, de toate cei mai mari din lume, anunță JP Morgan, da, în fiecare an, 2014 vine criza, 2015 vine criza, 2016 vine criza, 2017 vine criza și mai vine. Pe imobiliare, eu am adunat, chiar fac acest efort pentru piața din România, din 2015 am salvat cu snip, cu poză, articole ale celor mai mari experți din România, care încă din 2015, când eram pe minim, când eram la un an după minimum pieței imobiliare post-criză, când spuneau că vine criza. Am mai stat 6 luni sau un an în chirie că vine criza și vă cumpărați în loc de astăzi o garsonieră, vă cumpărați 2 camere. Și au spus asta în 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, stai așa, 2020, stai puțin, 2021 și în 2022. Ok? Deci în fiecare an, culmea este că ei spun mereu că pică piața cu 25-30% în fiecare an. Dacă astăzi ar pica cu 30% piața, oricum e mai scump și decât în 2019-2018, cât au spus ei inițial. Deci ar trebui să cadă piața cu vreo 70%, 80%, nu știu cât. Da? Deci, iarăși, exact ce a spus el, într-adevăr, conținut. Eu țin minte un astfel de opinie și știu și cine și de atunci am așa un a little grunge pe persoana respectivă, poate o să îi zic odată, că e foarte arogantă în mediul public. Sunt sigur că ne fi la aceeași persoană. Eu nu cred, pentru că era în 2016. Da. Păi de atunci vorbește. Nu. E altcineva care are tot așa foarte multe acreditări de mare consultant și așa. Păi și găsim un apartament superb în Timișoara. În București, tineretul lui, okay. Aproape de parcul celălalt, nu mai știu cum îi zice, Carol, doamne, deci super, intrarea în parc acolo, se construia, vreau să cumpăr, îmi permiteam salariul meu de atunci cu credit, aveam și avans și tot, și mă gândeam, tot citeam opinia lui domnul ăsta, că era exact de genul, mai stați în chirie, l-am salvat, încă 6 luni, 7 luni, că la anul vă luați 2 camere cu preț de garsonieră. Și eu atunci n-am fost așa de bun pe imobiliare până am început să lucrez cu Bogdan și nici acum nu sunt prea bun, dar măcar mai știu destul de multe față de ce știam. În 2016 eram mai cu bursa, mă piceam la imobiliare. Și l-am ascultat pe nenea ăla. M-am gândit eu că, bă, dacă am cam scăzut deja, că urmăream piața din 2009, 2008, 2009, au scăzut foarte mult.
Dar dacă mai scad încă o dată cu încă 50% sau cât zicea domnul respectiv, lasă că anul viitor, în loc de două camere, îmi iau trei camere cu aceleași bani. Și am ratat proprietatea pentru că am așteptat și bineînțeles că 2016 abia revenise creșterea, da, în București. Era momentul perfect. Da. Exact. Și acum regret și mă mai trec pe strada respectivă și mă mai uit la blocul ăla și mă gândesc cum eram eu undeva pe la etajul 5-6 și mă uitam spre parcul Carol de acolo și mă uit și mă gândesc, Doamne, nici mi-e și frică să întreb cât mai costă acolo. Dacă, și tu acolo vrei să te muți, vrei să locuiești acolo, nu? Da, la momentul respectiv era, da, locuința, vreau să locuiesc acolo, da. Era perfect, duceai copii în parc, după aia și aveai... E prima dată, m-am uitat, cred că 2013 a fost prima dată când m-am... Cei care vorbesc așa, aruncă cu noroi fănecruță de cauză, fac și un rău oamenilor care își doresc o viață mai bună. Da, normal. Da, zic, în 2013 a fost, cred că prima dată, sper să-mi aduc bine aminte, dacă nu a fi fost 2014, scuzați, dar oricum, pe atunci a fost prima dată când m-am uitat la un indicator care nu e calculat de nimeni în România sau poate acum au început să-l calculeze, dar eu îl calculez pe fiecare județ de atunci, raportul de câte credite se fac, mă rog, câte achiziții pe România, pe fiecare județ se fac cu credit, fără credit. Nu e 100% corect, am o marjă de eroare, na, pentru că o persoană poate să facă mai multe credite ipotecare pe o singură, persoană și așa mai departe, dar în mare îți dai seama. Știi cât era, mă? În 2013-2014 atunci era 80 și ceva la sută la nivel național. Erau multe județe cu 90 ceva la sută și mă uitam în piață în 2014-2015, tot spre 90% era și mă uitam după aceea la opiniile oamenilor care spuneau, bă, nu sunt bani că pică și mă, băi, și mă uitam după aceea în Uniunea Europeană și erau sub 10% și că erau țări că sub 5% și bă, n-are cum, este imposibil, dar vezi ce înseamnă să te uiți într-adevăr la mass media și ce înseamnă să pui puțin mâna pe un pix și să calculezi două, trei chestii. Asta este scenariul exact ca la carte, știi, în care încep să fie niște voci care anunță dezastru. A început puține, după aia sunt mai acum multe. Acum toată lumea e convinsă că urmează dezastru. După aia să fie iarăși mai multe. La un moment dat, tu vezi în continuare că economia își vede drum. Chiar, uite, și un an de criză, dar dat de contextul geopolitic, România este, va fi pe plus cu economia, da? După cam toate scenariile, inclusiv Banca Mondială. Deci, practic, technically speaking, nu suntem și nu vom fi într-o recesiune. Și SUA, da, este, adică în SUA... SUA la fel creștere economică. Problema este, da, că e șomajul prea mic, da, acum și, da, prea multe, așa, joburi și prea puțin și unemployed. Ca să-mi termin ideea, vocile acestea se înmulțesc, evident, din dorința de a fi, de a lăsa, știu, un dinte în univers, caută să fie ei cei care au anunțat. Economia continuă să crească, imobiliare continuă să crească, bursa, după ce a avut un șoc, m-a fost acum, își revine. Și lumea, pentru că are short memory, uită de ei și zic, bă, dacă și ăla s-a înșelat, înseamnă că trebuie să încep să fac bani. Și, practic, ăla e momentul în care ciclul de explozie, de exemplu, că referi la imobiliare, începe cu adevărat să se manifeste. Când oamenii încep să uite și să nu mai bage în seamă pe cei care au anunțat o criză, pentru că, de fapt, n-au avut dreptate. Ei, în final, vor avea dreptate, dar vreo 5, 6, 7, 10 ani mai târziu. Ideea e în felul următor. Nici nu e important. Eu nu știu de ce foarte multă lume se concentrează pe vine criza sau suntem pe maxime sau și așa mai departe. Ideea este că în funcție de profilul tău de investitor și în funcție de IPS-ul tău, în funcție de alocarea portofoliului tău, tu trebuie să faci bani pe toate contextele. Exact. Eu recunosc, deci eu m-am născut pentru momentul ăsta. Eu cei mai mulți bani i-am făcut în 2020, pentru că și aveam deja un portofoliu matur, respectiv în anul 2022 acum. De Valentin știe că am și vorbit cu el. Cei mai mulți bani acum i-am făcut pe bursă. În prostie am făcut, de fapt că am scris și eu și pe blog, da? Pentru că e un context de volatilitate mare, iar dacă tu vii cu experiență, de fapt ăsta este cel mai bun moment să intri cu bani și nu trebuie să faci speculativ neapărat, cum am făcut eu anumite mișcări mai speculative, dar ideea e că tu, dacă abia acum începi sau ai început să investești de un an de zile, ce mai bun moment să intri pe piață decât atunci când chiar piața e jos? Că e cu 20%, că e cu 40%, nici nu contează. Că mergi treptat, că nu o să prinzi tu minimul, dar intri cu niște bănuți lună de lună sau whatever
și în 5 ani de zile te vei uita că ai randamente în loc de expected, cum zic ei acum cei la JP Morgan și mai departe, de 5% pe an, pe următorii 10 ani. Se schimbă expected. Da, se schimbă expected-ul, că dacă expected-ul când e? De astăzi, când ești pe maxim, dar dacă piața a căzut în 3 luni cu 30%, care mai e expected-ul? Expected-ul față de 30% sau față de plus 30%, da? Și o să te trezești în următoarea decadă cu randamente fabuloase. Deci, nu e important că vine criza, nu vine criza. Important e să înțelegi că dacă ești un investitor deja cu bani în piață, să ai o alocare pe mai multe clase de active, nu cum îi văd pe toți, nu știu cum tu, Valentin, dar mie îmi scriu foarte mulți, ce sens mai are să intru pe orice altceva în afară de acțiuni? Da, sau, da. Ce sens are că acțiunile cresc? Ce sens mai au bonds? Da. Ce sens mai are orice altceva în afară de acțiuni, când acțiunile cresc, bine, nu mai zic de cripto, da? Ce sens are? Păi are sens că dacă la un moment dat acțiunile cad, vrei să schimbi clasa asta de active cu altceva, astfel încât să cumperi, să achiziționezi, altfel de unde, cât cash poți să ai, ce salariu poți să ai, sute de mii de euro, câte pe lună, da? Deci... trebuie o alocare și o strategie. Atâta tot și faci bani și să pe... Să spun că bonds o să oferi probabil cele mai, printre cele mai bune oportunități în viitor. Adică în condițiile long în care... Long term te referi. Cele de long term. În condițiile în care se țintește o dobândă la anul, la dolar, de peste 4% și s-ar putea să se ducă și mai sus, da? Pentru că sunt anumite forțe inflaționiste care nu țin de crești dobânda, scazi dobânda. De exemplu, partea asta de supply chain și de materii prime, gaze, petrol mai ales. Așa că Fed-ul s-ar putea să se simtă nevoit să supraliciteze creșterea de dobândă ca să țină inflația în jos. Adică în loc de 4%, cât spunea Powell că vrea să facă la anul viitor, dobânda să o facă 6%. Da? Deci el crește, s-ar putea să crească dobânda mai mult decât și-ar dori. Deja a declarat că, să mă rog, eu înțeles că inflația este prioritatea sa numărul 1, că n-are o problemă dacă mai creează niște șomaj, niște consumption destruction. Și gândește-te ce înseamnă să intri când bonds, când dobânzile sunt de 5-6%, în condițiile în care știi că Fed-ul țintește o inflație de 2% și țintește totuși o dobândă mai long term neutră pe la 2%. Da, de la 6 la 2 ai 4 puncte. Păi dobânda istorică e 2 și ceva la sută, dacă nu mă înșel. Deci de la 6 la 2 ai 4 puncte, iar la long term bonds fiecare punct de dobândă în minus înseamnă 20-30%, 20 și ceva la sută. Volatilitate în sus 20-25. Da? La long term peste 20-25 de ani. Deci fiecare punct înseamnă 4 puncte. Înseamnă că poți să-ți dublezi banii din long term bonds. Da. Și ca să înțeleagă lumea, deci ne referim la durată. Că durată, da. Deci maturitatea sau durata, dacă mergi pe fonduri. Deci maturitatea sau durata fondului de obligațiuni. Nu neapărat long și term. Și din capital appreciation, adică din aplicarea... Da. Deci asta zic că... da, nu trebuie să știi toate aceste lucruri. Tu fă doar un asset allocation, cum spune și Bogdan, în care stai cel puțin două clase, minim. Două clase de active, bonds și acțiuni. Și pe urmă o să te surprindă că poate nu e așa cum credeai tu și o să vezi utilitatea și bondurilor. Da? Și cred că în loc să te gândești să aștepți toamna că se prăbușește piața, cum zicea prietenul nostru din Bruxelles, de la Uber, mai degrabă e să-ți... CEO-ul de la Uber? CEO-ul de la Uber, da. Mai degrabă să iei investițiile ca pe o... datorie pe termen lung, adică o ocupație pe termen lung, gata, un duty, nu să zic, dar sună ciudat, datoria. Ocupația trebuie să fie pe termen lung, dar în funcție de, evident, instrumentele financiare pe care le folosești, pot fi și pe tactic, pe 6-9 luni, pot fi și... Dar mă refer să o privești long term, adică odată ce ai intrat în jocul ăsta, e ok să și greșești, e ok să intri în momente care poate nu sunt cele mai inspirate, dar ideea este că dacă mergi pe termen lung și continui să plusezi, continui să aduci investiții, acțiuni, obligațiuni, imobiliare, mărfuri, cum ai zis tu, commodities și așa mai departe, șansele ca drumul tău către independență, că cu asta am început, v-ar ți aminte acum o oră și jumătate, este mai sigur, e pavat cu mai multe șanse de reușită. Corect? Corect. Cred că asta este o idee cu care putem să mergem, să ne facem curaj să și finalizăm acest podcast care deja durează de o oră și 40 de minute, dar nu înainte de a vă provoca să dăm o idee de final fiecare, cred că ar fi benefic. Vreau să recomand oamenilor mai mult decât faceți-vă un IPS, un plan personal de investiții, că deja poate să devină clișeu. Le recomand
să încerce să înțeleagă aceste concepte, da? Când, cum să gândești pe structură și cum să vezi pe structură versus conținut. Deci, ca să dezabstractizăm acest privește structura, hai să luăm un caz concret. Ca să fie o idee puternică de fiecare parte aplicată. Un caz concret. Aplicată. Mă cer tot timpul cu nevasta, da? Cu soția mea, mă cer tot timpul, de exemplu. Dau un exemplu. Eu nu mă cer, dar dau exemplu. Da? Conținutul este motivul de ceartă. Poate să fie acum copii, mâine că ai cheltuit banii, poimine că vine mai câteva în vizită, whatever, da? Dar în structură este alt declanșator. Nu știu, poate pentru că nu-ți place de ea. Ai greșit căsnicia, știi? Și găsești mereu motive să te contrezi cu ea. Nu contează care e motivul. Bine, pentru cei care nu doresc să intre în discuția asta, poate să nu crească soția cu un coleg. Un coleg, da? Sau Bogdan. Eu aș spune că trăim într-o perioadă de mentalitate de tip microunde, microwave mentality, în sensul în care vrem totul rapid, vrem senzațional, și atunci așa acționăm și, sau mulți, din păcate, acționează și cu banii lor, cu finanțele lor personale. Și atunci, ce aș spune eu, să încercăm să înțelegem, în primul rând, că viața nu e formată din heirupuri senzaționale, așa cum viața e un maraton, până la urmă, da? E o serie de evenimente frumoase care s-au întâmplat și cumulul lor îți creează, până la urmă, nu-i așa, o viziune frumoasă pe care ai avut-o sau o vei avea în continuare în viața ta. Ce vreau să zic este că ar trebui ca fiecare investiție pe care o facem, fiecare cheltuială chiar, mai importantă din viața noastră, să o facem în cunoștință de cauză. Nu pentru că am auzit la televizor, nu pentru că ne-am uitat pe TikTok și am văzut ceva ce ni se pare senzațional, ar trebui pur și simplu să intrăm puțin, poate mai mult în detaliu, să punem stop, pentru că oamenii cred că oportunitatea e acum și nu mai e. Nu, oportunități, cât am vorbit noi aici 2 ore, au fost oportunități de milioane de euro, numai că noi n-am fost capabili să le vedem. Important este să îți creezi o mentalitate care să vadă una, două oportunități dintre cele 100 care îți zboară prin față non-stop, dar nu poți să faci chestia asta decât dacă depui puțin efort, studiezi puțin, intri puțin în detaliu, iei pixul în mână sau Excel-ul sau ce vrei tu și calculezi, citești Investopedia, căruța cu bani, știința banilor, whatever makes you tick, studiază și vezi, și știi ce? În cele mai multe cazuri vei vedea că ceea ce faci tu e cam opusul a ceea ce se întâmplă pe mass media. Asta e, nu poți să, e un rule of thumb, nu e 100%, dar este aproape un rule of thumb. O idee foarte puternică și cu asta, Bogdan Valentin, vă mulțumesc cu toate că ați acceptat provocarea și cred că, deși m-am uitat pe structură, am deviat așa de foarte multe ori, totuși am dat niște mesaje foarte puternice pentru cei care ne urmăresc. Eu am fost Daniel Tudor, Bogdan Căruța cu bani, Valentin Eder cu știința banilor. Am venit către voi cu informații, sper eu, valoroase, cred că au fost valoroase, despre investiții și educație financiară și ne vedem în continuare la noi podcasturi și noi materiale de calitate în care să aducem către voi informații relevante despre piața imobiliară și nu numai, pentru că azi a fost o perspectivă mai largă, cu o structură, cum spunea Valentin, pe care noi am creat-o ca să vină oameni valoroși cum sunteți voi și mă bucur tare că ați fost alături de noi astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like aici și un subscribe, undeva în colț, cred că, partea asta. Dați un like și un subscribe și la Căruța cu bani și la Știința banilor, pentru că aveți ce vedea și ce auzi. Mersi, fain, ciao, ciao. Ciao, ciao, mulțumesc de invitație. We'll be right back.